Un șofer a stârnit indignare în trafic după ce a efectuat o depășire foarte periculoasă pe valea Prahovei. Manevra vitezomanului a fost surprinsă de camera de bord a unui alt autoturism, pe DN1, între Nistorești și Comarnic. În filmare se poate vedea cum mașina depășește coloana formată pe sensul de urcare, în timp ce pe cealaltă bandă se circula cu viteză. Dacă de data aceasta șoferul grăbit a scăpat doar cu mustrări din partea celorlalți participanți la trafic, pe viitor astfel de contravenții vor fi aspru taxate. Un nou proiect de lege are în vedere ca cei care încalcă regulile de circulație să poată fi sancționați de polițiști pe baza imaginilor filmate de astfel de camere.